Bună! Bună, Brian! Eu am ceva pentru tine. Nu se poate! Pentru mine? Cum se deschide? Stai! Nu! Eroul meu! A fost cât pe ce! Ah, mi-a venit o idee! Ca să-ți protejezi iPhone-ul, ai nevoie doar de un pistol de lipit. Începe să aplici un strat de lipici pe marginea iPhone-ului. Ai grijă, evită camera! Lasă lipiciul să se scurgă pe marginea telefonului. Vrem ca telefonul să fie în siguranță. Apoi umple restul telefonului. Continuă să pui lipici ca să obții un strat gros. După ce ai acoperit telefonul, lasă lipiciul să se întărească. Îndepărtează lipiciul în exces și ai obținut o husă de telefon unică. Ce zici? Oh, e super! Mersi! Brian? Ups! Of, e greu să-ți faci temele, mă doare gâtul. Dar trebuie să continui, n-am terminat încă. Dar sunt obosită, am nevoie de un pui de somn. Ia să vedem! Evident, e perfect logic! Formulele și calculele astea o să mă ajute. Evident, cum am putut uita de teorema asta? Wow, ce te pricep la matematică, sunt impresionată! Mai trebuie să fac câteva calcule. Stai puțin! Da! Evrica! Ah, tema mea! Toate calculele mele geniale! S-au udat și s-a stricat complet! Nu! Vai de mine! Tema mea! S-a udat? Fiu, ce bine! A fost doar un vis! Hei! Încă-ți faci temele? Aoleu, de ce te uiți așa la mine? Te-ai supărat? Nu, în niciun caz! Nu pot risca! O să rezolv problema asta imediat! Am un stilou 3D. Ești gata? Trebuie să întorc cana asta invers. Apoi o să trasez forma gurii cănii cu stiloul. De jur împrejur. Așa. Acum o să dau cana asta la o parte. O să trec la treabă și o să încep să umplu cercul. Cel mai ușor e să trasez linii înainte și înapoi. Dar nu contează dacă liniile sunt un pic strâmbe. Încă puțin. Nu trebuie să fie linii drepte. Așa. Mai am puțin și am terminat. Voilà! Am făcut un capac pentru cană. Dar n-am terminat încă, trebuie să mai trasez o linie ondulată și apoi o să o prind de capac. Apoi o să umplu și forma asta, după ce termin o să mai fac câteva forme în jurul cănii. Trebuie să umplu fiecare spațiu. Ce tare! Am terminat! Ia să testez! Excelent! Stă pe loc! Am obținut un capac de cană perfect! Wow! Nu vine să cred că ai făcut asta! Și uite, pot să beau din ea! Pe urmă pot să-i pun capacul la loc! Acum nu trebuie să mă mai tem că-mi stric tema! Nu o să mai am ecuații ude. Stai așa! Nu! Hai să ne luptăm cu degetele mari. Te avertizez, sunt expertă. Ești pricepută. Ce situație tensionată. Renunță. Wendy, nu-i atentă? Ai trișat! Wow! Ia uite! Ce se întâmplă? Unde suntem? Care-i faza? Nu te uita la mine! Iu, e atât de cald! Știu, stai așa! Ce e ăla? E un scorpion? Scârbos! Jasmine? Ce faci? Unde ai dispărut? Sunt atât de confuză! Te simți bine? Vreau apa! Mă rog! E atât de cald! Poate merge să-mi colectez transpirația? Serios? Hei, e tot apă! Unde sunt manierele? Crezi și tu? Mersi! E atât de sete! Ce-i aia? Ce ciudat! Nu vezi așa ceva la ordinea zilei? Credeam că se întâmplă doar în filme! Wow! E mult mai bine! Ia uite ce pepene suculent! E fix ce-mi trebuie! Miroase atât de bine! Oh, serios? Ce dezamăgitor! Poate asta o să te ajute! Ce ne facem? Stai! Am o idee! O să încep prin a desena o lună. Apoi o să umplu cu linii verticale. O să las spații între linii. Acum o să adaug o culoare deschisă sub formă de lună. O să o iau în jos. Ok, ajunge! Hai să punem niște roșu acum. O să urmez același model. Dar o să-l fac mai îngust când o iau în jos. O să semene cu o felie de pepene roșu.
Vezi? Acum fac și niște detalii. Asta e partea simplă. O să fac niște buline negre. Fac asta pe toată zona roșie. Ok, trebuie să dau o gaură în vârful triunghiului. O să fac mai multe felii de pepene și o să le pun una peste cealaltă. Apoi o să bag o bucată mică de plastic prin găuri și o să o leg. O să obțin un evantai. E perfect pentru căldura asta. Wow, o să ne răcorească. Ah, simte briza asta rece. Vai, Jasmine! Te-am păcălit! Am găsit chestia asta după o stâncă! De ce mi-ai face asta? Nu-i amuzant! Măcar am un evantai! Iu, ce zi! Opa, unde te grăbești? Trebuie să fac o verificare rapidă! Ce papuci interesanți! Nea, nu poți să intri! Glumești? Uită-te la afiș! Fără papuci! Ah, ok! Vai, ce de papuci Crocs! Cum o să știu care sunt ai mei? Cineva o să-i fure, sunt sigură! Nu pot să permit să se întâmple asta! Trebuie să pot face ceva! Țac, țac, e distractiv! Ah, s-ar putea să fie utilă chestia aia! O iau eu! Ups, scuze, ia-l pe ăsta! Ah, suc, mersi! Nici o problemă, e fix ce-mi trebuia! Acum o să-mi personalizez papucii. O să încep prin a decupa bulinele de pe Pop-It. Ele o să adauge un strop de culoare. O să le pun pe papucii mei. Și o să folosesc lipici ca să le fixez. O să amestec culorile pentru un aspect mai dinamic. Aproape am terminat! Wow, papuci personalizați! O să știu care e perechea mea. Celelalte perechi sunt atât de banale. Ok, pot să intru acum? Distracție plăcută! E timpul să mă relaxez. Ar trebui să plec acasă. O să-mi iau papucii. Ha? Unde au dispărut? I-a luat cineva! Țac, țac, țac! Papucii ăștia sunt grozavi, dar sunt cam puturoși. A, bună! Țac, țac! Oh, ce drăguț! Ce emoții am! Trebuie doar să-i pun o întrebare. Emily! Trebuie să fiu mai încrezător. Emily! Nu? Zici că-s nebun. Emily? Ăsta e pentru tine. E un simbol al iubirii mele. Sper că și tu mă iubești. Ups! Oh, nu! L-am pierdut! Trebuie să fie pe aici pe undeva. De ce pățesc mereu asta? Ups! Hei, Emily! Făceam niște flotări. Hai să stăm jos. Ce bine arăți! Ce drăguț ești! Pe bune! Stai, aia e cumva o ojă de unghi? Mi-o împrumut și mie! A, de ce? Am nevoie de ea, o să-mi rezolve problema! O să-mi acopăr plasturele de pe deget cu ojă! Vreau să creez un inel subțire! Apoi, după ce se usucă, îl pot colora! Rozul ăsta e culoarea perfectă! Și o să umplu golurile cu nuanța asta mai închisă! Arată bine! Iar la final o să fac o inimioară! Arată perfect! Sper că pe ăsta nu-l mai scap! Bun, ia să vedem! Emily? Da, Matthew? Vai de mine! Serios? Vreau să te întreb ceva! Nu-mi vine să cred! Vrei să fii soția mea? Sigur că da! Speram să spui asta! Sunt așa de fericită! Husa asta de telefon arată decent! Dar știu cum o pot face să arate mai bine. Am nevoie de pistolul cu lipici fierbinte. O să fac o inimioară din lipici, apoi o să umplu. Nu vreau să se întărească lipiciul. O să presar sclipici peste lipici. Am făcut la fel cu sclipici de diferite culori pe întreaga husă. Îmi place la nebunie. E perfectă. Alo? Ce faci? Wow, Gabi? Ce husă tare! Hei, de unde ai cumpărat-o? E genială! Ha? A, de asta zici? A fost foarte ușor. Am folosit asta. Poftim? Serios? Wow, ce talentată ești! Îmi faci mie una! Ah, e dimineața deja? Ce bine am dormit! Trebuie să mă îmbrac! Trebuie să mă spăl bine pe dinți! Ce bune sunt cerealele! Cât e ceasul? Nu vreau să întârzi la școală!
Trebuie să-mi fac rucsacul. Am nevoie de asta. Ah, și de astea. Ce multe lucruri trebuie să iau cu mine. Nu vreau să uit nimic. Sper să-mi încapă toate. Clar trebuie să-mi iau și pistolul cu lipici fierbinte. Lipsește ceva. Aha! Te-am găsit! Poate ar trebui să mai iau niște jucării. Mă cam plictisesc la școală. Oh, asta e interesant. Cred că am tot ce-mi trebuie. Nu? Cred că am luat totul cu mine. Nu mai văd nimic altceva. Ok, cred că sunt gata. Pot pleca. Ce greu e! Hai odată! N-am timp de asta! Hai că poți! Fără milă! Nu! Rucsacul meu! Nu mi-aduc aminte să fi avut o gaură la fund. Fix asta îmi lipsea. Ce mă fac acum? Ah, hei, o cutie de carton. Ar putea fi utilă. Pot să-mi pun toate lucrurile în ea. E perfectă ca mărime. Mai am de adăugat doar câteva lucruri. N-am nevoie de rucsac. Ok, ia să mai încercăm o dată. Tot grea e. Nu se mișcă. Serios? Iar? De ce tot pățesc asta? Începe să devină enervant. Ce mă poate salva acum? Pistolul cu lipici fierbinte. E soluția salvatoare. Mai întâi o să trasez o linie subțire de lipici peste cutie. Nu mă grăbesc. Vreau să iasă dreaptă. Și vreau să fie continuă. O să mai fac niște pătrate pe partea asta. O să fac la fel pe toată suprafața cutiei. Ce relaxant e! Am acoperit cutia cu pătrate. Acum o să mai fac niște linii pe laterală. Vreau să se alinieze cu cele de pe capacul cutiei. O să le trasez cu răbdare. Acum o să fac două mânere și o să le lipesc de cadru. Acum trebuie doar să scot cutia. Și am o geantă nouă. Îmi încap perfect în ea toate lucrurile. Noroc cu pistolul cu lipici fierbinte. Continui? Chipsurile astea cred că merg. Da! O, da! Clar o să rup nivelul ăsta. E loc și pentru mine aici? Uite un scaun liber. O să mă strecor aici. Iu, în sfârșit, mi-a luat o grămadă să ajung aici. Dar acum totul e pregătit, așa că e timpul să încep. Mă întind nițel și sunt gata să trec la treabă. Mult mai bine. Furie! O să trec de temnița asta și sigur o să scot un timp record. Ce? Crezi că mă pot asalta toate NPC-urile alea? Nu prea. Mori! Au, ce naiba? Ce se întâmplă? Hai, frate, iar n-am scos timpul record. Poftim? Tastatura mea! Ce pățit! Tastele mele au ajuns peste tot! Am distrus-o! Uf, uită-te la litera W! Gata, să scăpăm de ea! Trebuie să fac ceva diferit ca să rezolv problema asta! Și acum e timpul să pun niște rășină epoxidică! Nu vreau să le umplu prea mult! Asta ne-ar cauza probleme! Gata, le-am umplut pe toate și acum s-au întărit! Acum pot să le scot! Ia uite ce drăguță e asta! Acum pot să le pun pe tastatura mea înlocuind tastele lipsă! Bun, îmi place tastatura mea nouă și simpatică! E timpul să mă întorc la cursa mea rapidă! Trebuie să mă întind, nițel! Furie! Haide, poți să faci! Mai tare! Mai repede! Stai! Am reușit! Am bătut recordul! Tastatura mea norocoasă era cheia succesului! Hei, tare! Bravo! Un rând de aplauze! Ce bine! Am ajuns în ultima zi de dietă! Dispar de aici, țelină! E timpul pentru ceva mai aromat! O să fie delicios! Ia să vedem! O să torn toate astea peste tăiței! Am nevoie de niște pepperoni! Ce bun e! Și de cremvurști! Acum tăiței, ce mult îmi place! Ce naiba face? Am nevoie de niște dovezi! O să fac o poză de aproape. Hei, oprește-te! Vai de mine, îmi pare foarte rău! Uite ce mi-ai făcut la telefon! Poftim, ia niște șervețele! Mă simt prost! Hei, stai puțin! Evident, stilul 3D! Am o idee! Ok, am o huză de telefon simplă și stilul 3D. O să încep să desenez pe ea cu galben. O să fac linii ondulate peste tot. Nu trebuie să am prea multă grijă, trebuie doar să umplu tot spațiul. O să termin ultimul colț și gata. O să adaug niște detalii care o să o facă să arate mai bine. Vai de mine, ce drăguță e! Pare comestibilă! Voilà! Ce crezi, nu e drăguță? Pentru că ție ți-am făcut-o. Wow, mulțumesc! Ce mult îmi place! Hei, vrei niște tăiței? Nu știi ce pierzi? Cea mai reușită creația mea!
Bună! Îmi place cum ai aranjat locul ăsta. Am ceva special pentru tine. Un pix. Nu e un pix obișnuit? Am deja un pix cu laser. La naiba! Ok, ce zici de asta? Seamănă cu un ruj, dar privește! Impresionant, nu? Frate, mi-am luat așa ceva anul trecut. Ok, o clientă dificilă. Stai să mă gândesc. Știu! Putem să ne grăbim? Ăștia îți arată totul! Serios? Uită-te la ei! Nu pot să-i folosesc! Ce mă fac? Știu! Îl am pe ăsta! Pune ochelarii rupți pe o suprafață plană. Folosește creionul 3D ca să creezi o punte între lentile. Continuă să aplici plastic de-a lungul ramelor ochelarilor. Apoi repetă figura pe deasupra ramei. După ce-ai terminat, prinde brațul și folosește creionul 3D pe el. Fă asta pe tot brațul. Nu o să-ți mai dai seama că au fost rupți. I-am reparat. Sunt eleganți, nu-i așa? Stai să-i probez. Ei bine, ce zici? Pot să-i păstrezi. Dar... am înțeles. Hei, uite ce descoici! O vreau pe asta mare și albă. Te iau acasă. Și asta arată și mai bine. Wow, ce frumoasă ești! Văd că și ție-ți plac același tip de scoici. Wow, cred că scoica asta are puteri magice. Doar m-a ajutat să-mi cunosc sufletul pereche. Super, o să te păstrez pentru totdeauna. Ce avem noi aici? Ce frumoasă e! Hei, Olivia! Ce faci? Scoicile astea sunt pline de nisip. Ignoră-mă, te rog! Mia! Nu! Scoica mea neprețuită! A fost un accident! Ar trebui să-ți fie rușine! Mi-ai distrus iubirea! Nu mai plânge! Nu pot! Ce e aia? Știu! O pot folosi pentru a repara scoica! Fii atentă! Pune toate bucățile de scoici aici! Nu o să arate așa mult timp! Ia două pahare de plastic transparente și toarnă puțină rășină în unul dintre ele. Apoi, după ce ai terminat, treci la al doilea. Perfect! Și acum urmează partea cu adevărat distractivă. Colorarea! Avem nevoie doar de câteva picături. O cantitate mică o să facă minuni mari. Dar trebuie să amestecăm foarte bine. Acum o să folosesc baloanele astea. Și nu, nu sunt umflate încă. Dar vezi cât de mult se pot întinde? O să ne folosim de asta. Ești gata să vezi cum se transformă scoicile în ceva nou? Bagă-le în fiecare balon pe rând. O să dureze puțin, dar merită. Ia mai multe scobitori. Apoi folosește una pentru a găuri marginea balonului. Probabil va trebui să apeși mai tare pentru a-l găuri. După ce ai băgat două scobitori în fiecare balon, le poți sprijini peste paharele astea gradate. Acum poți turna în ele rășina colorată. Toarnă-o super încet ca să intre direct în gaură. Și odată ce l-a umplut, trebuie să așteptăm. Vrei să vedem ce-am obținut? O să-ți placă la nebunie! Cercei cu scoici! Nu-i așa că-s extraordinar? Olivia? Ce sunt ăștia? Noi tăi cercei cu scoici, evident! Sunt super! Așa scoicile au devenit mai speciale, nu crezi? Ești cea mai tare, Mia! Ce ochi frumoși are! M-aș putea pierde în ei! Ești absolut perfect! Exact așa trebuie să arate un bărbat adevărat! Ne-ar sta atât de bine împreună! Stai! Poate există o soluție! Poate dacă mi-aș folosi cartea de vrăji! Care e cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Dar, în primul rând, am nevoie de o amuletă! O să fac niște loc pe masă! Am nevoie de un bol cu rășină epoxidică, în care o să pun niște sclipici, ca să strălucească intens! Apoi o să amestec bine! Vreau să se combine complet! E perfect! Apoi o să torn amestecul într-un șablon! Folosesc unul în formă de inimioară! Wow, ce culoare intensă! O să-l umplu complet! Apoi o să aștept să se întărească! O să scot inimioara din șablon și o să o prind de un lănțișor! Wow, arată extraordinar! Fix de asta aveam nevoie! Dar n-am terminat! Acum o să fac o vrajă! Colierul ăsta o să-l facă pe Matthew să mă iubească! Fă-l să vadă că ne-ai menit să fim împreună! Va funcționa ca un far care îl va atrage! Funcționează! Nu-mi vine să cred! Oh, da! Ia să vedem!
Emily? Wow! M-a observat! Ar trebui să vorbesc cu ea! Hei, Emily! Ce bine arăți azi! Wow! Ce colier frumos ai! E foarte hipnotizant! Ești bine? Trebuie să plec! Stai! Nu te las să pleci! Ce faci? Dă-mi drumul! Ok, nu mă așteptam la asta! Emily, deschide ușa! Nu cred! Ce idee proastă! Uite, ia-l tu! Eu nu-l mai vreau! Ha? De unde a apărut ăsta? Ce ciudat! Stai, colierul! Îl vreau cu orice preț! Lasă-mă în pace! O să-ți placă la nebunie chestia asta! Ia un cerc din lut modelator și pune peste el două catere de prăjituri în formă de inimă. Apasă ușor formele. Îndepărtează cu grijă lutul rămas. Apoi pune deoparte formele. Umple cercul inimii cu rășină epoxidică. E mai ușor dacă folosești o seringă. Așteaptă să se usuce rășina. Apoi presară niște ștrasuri. Apoi pune deasupra o altă inimă. Colierul ăsta e superb! Wow, ia uite, e uimitor! O ultimă tăietură și brățara mea e gata! E drăguță! Ah, a venit Jennifer! Bună, Luna! Bună! Stai, ți-ai făcut piercinguri? Super tare, nu-i așa? Voiam ceva diferit! Vreau și eu să fiu diferită! Am putea fi prietenele cu piercinguri! Ce idee bună! Haide să mergem! Bună, mă mai ții minte? Am adus o altă victimă, client adică. Peia, serios? Presupun că putem să facem să arate șmecher. Vino aici! O să-ți placă la nebunie! Se pare că o să fac asta. Deci, mă gândeam la niște piercinguri aici. Super! Să facem! Nu prea ești vorbăreață? O să te doară? Ăla-i acul? Unul dintre ele. Nu te mișca! Am zis, nu te mișca! A fost atât de jenant! Acul era imens! Dar chiar voiam un piercing! Nu prea mai avem ce să facem acum! Sau poate că avem! Cred că mi-a venit o idee! Avem nevoie de niște lipici pentru gene false și de mărgelele astea! Să o facem! O să pun niște lipici pe mărgică! Apoi o să presez pe pielea ta! Acum hai să facem un piercing în nas! Wow, arată grozav! Ce bine era dacă îmi venea ideea asta! Asta e ultima! Wow, mersi mult! Și a fost fără pic de durere! Arăți grozav! Prietenele cu piercinguri! Mama o să fie furioasă! Hiu, ce zi! Opa, unde te grăbești? Trebuie să fac o verificare rapidă. Ce papuci interesanți. Nea, nu poți să intri. Glumești? Uită-te la afiș. Fără papuci. Ah, ok. Vai, ce de papuci Crocs. Cum o să știu care sunt ai mei? Cineva o să-i fure, sunt sigură. Nu pot să permit să se întâmple asta. Trebuie să pot face ceva. Țac, țac, e distractiv. Ah, s-ar putea să fie utilă chestia aia. O iau eu. Ups, scuze, ia-l pe ăsta. Ah, suc, mersi. Nici o problemă, e fix ce-mi trebuia. Acum o să-mi personalizez papucii. O să încep prin a decupa pulinele de pe popit. Ele o să adauge un strop de culoare. O să le pun pe papucii mei. Și o să folosesc lipici ca să le fixez. O să amestec culorile pentru un aspect mai dinamic. Aproape am terminat. Wow, papuci personalizați! O să știu care e perechea mea. Celelalte perechi sunt atât de banale. Ok, pot să intru acum? Distracție plăcută! E timpul să mă relaxez. Ar trebui să plec acasă. O să-mi iau papucii. Ha? Unde au dispărut? I-a luat cineva! Țac, țac, țac! Papucii ăștia sunt grozavi, dar sunt cam puturoși. A, bună! Țac, țac! Oh, ce drăguț! Altă zi, alți bani. Stai pe loc!
Ai ceva fosforescent? Uite! Ok, poți intra! Distracție plăcută! Opa! Ce e? E o petrecere fosforescentă. Ai ceva așa? Uită-te la ținuta asta! Are nevoie de vreun accesoriu? Citește afișul! Petrecere fosforescentă! Bine! Woohoo! Să petrecem! Vrei să arăt așa? Stai puțin! Dă-mi ala! Hei, ce faci? E al meu! Îl savuram! O să încep prin a face o mică bulină din plastic cu un creion 3D. Apoi o să înfășor creionul în jurul paharului. O să las un spațiu între fiecare buclă. O să continui să fac asta până la capătul paharului. Rozul ăsta e atât de țipător! Mai fac câteva? Cred că ajung. Apoi o să-mi bag mâna în pahar și o să trec plasticul pe încheietura mea. A devenit o brățară grozavă. Nu mai am nevoie de paharul ăsta. Stai! Arată-mi obiectul fosforescent. Ta-da! Mulțumită! Stai să văd. Nu sunt sigură. Ce zici acum? Merge? Trebuie să mă lași să intru. Îmi place! Poți să treci! În sfârșit! Păi și băutura mea? Ce somn adânc! Cel mai bun mod de a mă trezi e să ascult niște melodii mișto! Alo! Hei, ador cântecul ăsta! Îmi stârnește cheful de dans! M-am îmbrăcat! Woohoo! Sunt gata să-mi încep ziua! Așa se face! Pantofii, te rog! Oh, da! Nu mă deranjează mersul pe jos! Am mai mult timp să dansez! Ah, simți mirosul? Natura, prietene! Hei, e Liam! Ce-ai faci? Ava, bună! Stai! Nu, Liam! Nu! De ce îmi face cu mâna? Liam, oprește-te! Banana! Chiar nu o vede, nu-i așa? Oh, nu! Auleu! E ok, nimic nu poate încetini mișcările astea. Dacă mă gândesc mai bine... Of! Hai, frate, căștile mele! Se pare că mi s-a dus buna dispoziție. Acum la ce o să mai ascult eu muzică? Chestiile astea au un pas groaznic în comparație cu astea. Sau pot să-mi fac eu niște super căști. Am nevoie doar de un creion 3D. Acum e timpul să umplu forma. Continui așa, liniuță cu liniuță. Apoi pun piesa asta deasupra. Folosesc creionul ca să le prind una de cealaltă. Și după ce s-a uscat, atașează toate părțile pe care le-ai făcut. Bagă chestia asta acolo. Ta-dam! Gata, sunt fixate bine. Liam, ești ok? Oh, da, ia uite. Mi-am recapătat ritmul, vezi? Pe curând. Perfect. Liam, gustare gata. Știu că portocalele sunt preferatele tale. Nu! Nu înainte să ne spălăm pe mâini! Știi regulile! Sunt curate, ok? Hei! Mâini, chiuvetă! Bine, e ridicol! Dar dacă vrea niște mâini curate, fie! Folosesc mult săpun, mamă! Vai! Chestia asta e alunecoasă! Hei! Nu pot să-l apuc cum trebuie! Nu! Las o baltă! Sunt curate, vezi? Mi-e atât de foame! Ah, stai aici! Trebuie să fac pipi! Auleu! Oh, nu! Liam! Oh? Ce-am mai făcut acum? Aproape că am căzut în nas!
Săpunul? Ce caută pe jos? Zici că i-au crescut picioare. Hai, de stai acolo. Stai puțin. Cred că mi-a venit o idee. Un creion 3D te poate ajuta să-ți ții locului săpunul. Vezi liniile astea curbate? O să-ți țină săpunul pe loc. Faptul că le desenezi fix pe săpun îi dă acestui obiect forma perfectă. Dar n-am terminat încă. Folosește creionul ca să colorezi desenul ăsta. Am ales un unicorn. Folosește culori diferite ca să-l faci mai plin de viață. Efectiv, întinde gelul colorat prin mișcări de du-te vino. Și voilà! Un unicorn! Ia uite ce savonieră adorabilă! Pune-l acolo! Și stă perfect! Bravo! Sunt cu ochii pe tine! Ce de bani! Huh? Hei! Hei, vino înapoi! Stai! Trebuie să-mi ascund banii! Gaura asta din zid e potrivită! Cred că mi-a venit o idee! O să-mi pun banii în gaură și o să-i păstrez în siguranță cu un creion 3D! Începe prin a desena un contur! Apoi creează linii în diagonală, fă la fel și în direcția opusă. Acum fă-o să arate ca o pânză de păianjen. Desenează cercuri începând din centrul plasei. Uite așa, banii mei sunt în siguranță. Oh, nu! Te-am prins acum! Deci așa se termină? Ți-a căzut asta? Ok, colanții ăștia sunt perfecți. Cred că lucul meu de sirenă e aproape gata. Uf, părul meu nu merge totuși. Trebuie să rezolv problema asta. Stai, ce naiba? Ce s-a întâmplat cu pieptenul meu? Așa e, am venit acasă de la un stagiu de sirene. Mi-am scos coada, ceea ce a fost o mare ușurare. Picioarele mele erau libere, dar coada era cam puturoasă. Așa că am decis să o spăl. Chiar și cozile sirenelor trebuie să fie spălate din când în când. Și dacă tot eram acolo, am băgat și alte haine la spălat. Cum ar fi blugii mei roz, blugii mei care aveau pieptenul în buzunar. Și apoi am pornit programul de spălat și am plecat, crezând că totul e ok. Oh, nu! Trebuie să pot face ceva totuși! Așa cred. Stai să încerc și o să văd. Mânerul are oarecum tot o formă de pieptăn, așa că o să presar niște foițe de aur pe el. Și acum o să torn niște rășină epoxidică. Merge grozav pe post de formă! Nu vreau să umplu toată chestia doar cu rășină transparentă, așa că ajunge. Acum o să pun și culoarea asta verzuie. Așa, cred că ajunge. Trebuie să se întărească acum. Ok, e gata! Sper că a mers! Wow, chiar a mers! Și uite ce drăguț a ieșit! Ok, să-l testăm și să vedem dacă o să-mi îmblânzească cosițele astea. Chiar merge ca vechiul meu pieptăn! Ok, acum ăsta e clar pieptănul meu preferat! Iată, uită! Încă încerci să fii o sirenă mai bună ca mine? sunt o sirenă mai bună ca tine, spune noul meu pieptăn de sirenă! Tu ai o furculiță stupidă, merit pieptănul ăla mai mult decât tine! Așa, fugi! Altă zi, alți bani! Stai pe loc! Ai ceva fosforescent? Uite! Ok, poți intra! Distracție plăcută! Opa! Ce e? E o petrecere fosforescentă! Ai ceva așa? Uită-te la ținuta asta! Are nevoie de vreun accesoriu? Citește afișul! Petrecere fosforescentă! Bine! Woohoo! Să petrecem! Vrei să arăt așa? Stai puțin! Dă-mi ala! Hei, ce faci? Ia-l meu! Îți savuram! O să încep prin a face o mică bulină din plastic cu un creion 3D. Apoi o să înfășor creionul în jurul paharului. O să las un spațiu între fiecare buclă. O să continui să fac asta până la capătul paharului. Rozul ăsta e atât de țipător! Mai fac câteva... Cred că ajung. Apoi o să-mi bag mâna în pahar și o să trec plasticul pe încheietura mea. A devenit o brățară grozavă. Nu mai am nevoie de paharul ăsta. Stai! Arată-mi obiectul fosforescent. Ta-da! Mulțumită! Stai să văd.
Nu sunt sigură. Ce zici acum? Merge? Trebuie să mă lași să intru. Îmi place. Poți să treci. În sfârșit. Păi și băutura mea? Și tu ce părere ai, domnule Unicorn? Ei bine, tortule pisicuță, cred că e o idee grozavă. Da, hai să sărbătorim cu niște pupici de unicorn. Hai să organizăm o petrecere dansantă cu unicorn și torturi pisicuță. Ce-i asta? O să ne arate ceva. E o husă de telefon unică, ediție limitată cu unicorn. Vai de mine! Wow! Acționați acum! Avem un stoc limitat pentru prețul redus de 200 de dolari. Sunați acum! Am nevoie de ea acum! Mama! Ce e? Ce e? Ce s-a întâmplat? Te-ai lovit? Ok, termină! Ce e? Uită-te la TV! Vreau chestia aia! Ha? Glumești? 200 de dolari pentru husa aia de telefon? Nu e așa că e grozavă? Vreau una! Te rog! Bine, scumpă, stai să văd câți bani am. Ura! Abia aștept să am o husă de telefon cu unicorn. Mama e super bogată. Pun pariu că poate să-mi cumpere 2. Nu, 3! Ha? Aoleu, scumpă, ai speriat-o pe mami. Așa. Se pare că mami nu prea are bani. Nu pot să iau husa aia de telefon. E prea scumpă. Ha? Ce e chestia aia? S-ar putea să meargă. Bună, am nevoie de 2 huse de telefon. Hei! Stai așa, scumpo, mami are un plan. Bun, am o formă de unicorn și am niște rășină epoxidică. Trebuie să mă asigur că torn suficientă rășină ca să umplu toată forma. Așa, acum trebuie să aștept să se întărească. Stai să-l scot din formă ca să văd cum a ieșit. Foarte frumos! Acum o să lipesc pe husa de telefon lângă ceilalți. Perfect! Cred că o să-i placă la nebunie. Tina, uite ce am pentru tine! O surpriză! Wow! O husă de telefon cu unicorn! E și mai tare ca aia de la TV! O ador! E cea mai tare! Iu! Stai! Ce e la TV acum? Husele de telefon sunt demodate! Acum avem căști distractive! Ascultați muzică în timp ce purtați niște urechiușe simpatice! Wow! Fix ca tortul pisicuță! Mereu mi-e greu să găsesc filtrul corect! Zâmbește! Wow, ce loc interesant! Bună, fetelor! Ți-ai adus pălăria? Da, am adus-o. E drăguță, nu crezi? E clar demnă de Instagram! Dă-mi un tag, bine! Nu știam că la picnicul ăsta trebuie neapărat să port pălărie! Ce mă fac? Cred că am noroc, totuși! Ce naiba? A pățit ceva? Ai nebunit? De ce vă uitați toate la mine așa? Nu plânge, Olivia! Poftim, ia-l! Mersi! Ia să vedem! Sigur găsim o alternativă mai bună! Fii atentă! Pune coaja de pepene cu fața în jos! Apoi bagă în priză stiloul 3D! Începe din vârful pepenelui! Fă un punct mai mare, apoi o linie verticală pe laterală! După ce arată așa, poți începe să umpli toate spațiile rămase! Umple câte o secțiune odată și încearcă să nu lași spații goale. Acum fă altă linie aici jos și alta aici. Și conectează-le. Apoi umple-le complet cum ai făcut și până acum. Se pare că ai înconjurat tot pepenele. Următoarele linii sunt pur decorative. Acum fă câteva lacrimi negre peste roșu. Ți se pare cunoscut modelul? O să-ți dau un indiciu. A fost inspirat de un pepene roșu. Sunt semințe, te-ai prins? Hai să probezi! Ai spus că vrei o pălărie, nu? Ei bine, ți-am făcut una unică! Vă place cum îmi stă? Wow, trebuie să-ți fac o poză! Ce fericită e! Uite, o să postăm toate o poză cu tine! Ce drăguțe sunt, nu crezi? Arăți adorabil! Căștile AirPods sunt un gadget cool, dar carcasa lor e cam banală. Dar cu un creion 3D putem să o facem mult mai distractivă. Începe să creezi linii verticale pe carcasă. Fă de jur împrejurul carcasei niște linii cât mai apropiate. Amintește-ți să eviți butonul. Nu uita de fundul carcasei și evită și portul de încărcare. După ce ai făcut asta, schimbă culorile și desenează un cerc pe capac. Folosește creionul 3D ca să prinzi triunghiurile în partea de sus a carcasei. Apoi adaugă floricelele. La final desenează niște gene. O carcasă unicorn pentru căștile tale AirPods. Hei, ia uite! Ce drăguță e! Știu! Carcasa mea e atât de banală!
Yay! La la la! Hai să facem agrafa asta de păr un pic mai interesantă. O să folosesc creionul ăsta 3D ca să creez o spirală pe agrafă. Apoi o să-i dau și înălțime. Arată grozav! Cred că ajunge. Acum o să-mi aprind în păr. Ce zici, Wendy? Îmi place la nebunie! Arată fabulos! E timpul pentru o gustare! Wow! Ea-i fata visurilor mele! Orice polițist iubește gogoșile! Trebuie să stau comod! Sunt în rai! Chiar arată bine! Nu acum! De ce sună atât de tare? Alo? De-aș putea să o țin în brațe! Gogoșile mele! Nu mai pot să le mănânc acum! Aș vrea să pot face ceva! Gândește! Cum pot să o impresionez? Cred că știu! Folosește creionul 3D ca să desenezi un cerc. Continuă în exterior ca să mărești cercul. Când cercul are dimensiunea potrivită, începe să folosești creionul 3D ca să-i dai înălțime. Desenează pe cerc formând straturi de plastic. Mergi până în mijloc. La final o să obții așa ceva, o mini gogoașă. Schimbă culorile și adaugă un pic de glazură. Ce muncă grea! Arată bine! Apoi adaugă niște pomponele și un lanț. Cadoul ideal! Wow! Sper să-i placă! Vin, iubirea mea! Hei! Psst! Ce vrei? Vino aici! Sper să nu fie o capcană! Am ceva pentru tine! Vai, e frumos! Îl ador! Ești atât de dulce! Da! Hei, tu! Hei! Nu ești suficient de frumoasă! Pleacă! Mă simt atât de urâtă! Trebuia să fie atât de rea! Pleacă! Nu sună deloc bine. Of! Bună! Ha? Să plec? Nu sunt sigură că înțeleg. Nu te-am văzut acolo. Vino! Ok. Portofoliul meu. Poftim. Foarte interesant. Ochi frumoși, nu e deloc rea. Mai ales din unghiul ăsta ciudat. Dar per total e plictisitoare. Nu! Ok. Pleacă! Hai, frate! Ia uite ce de modele de material. Deci îi plac chestiile astea, a? Atunci pot să fac lucrurile mai interesante. Începe cu o linie așa. Oprește-te! Acum fă un nou model cu o culoare contrastantă. Pare interesant, nu-i așa? Dar n-am terminat încă. Culorile astea merg foarte bine împreună. Și am terminat. Aproape. Domnișoară, am revenit cu niște poze noi. Iar tu? Crede-mă, o să-ți placă pozele astea. Te sun eu înapoi. Astea chiar sunt diferite. Exact ce caut agenția asta. Bun venit, frumoase poze. Nu pot să cred, sunt model. De ce să cumperi bijuterii noi când poți să le faci singură? Pur și simplu nu mă satur de roz. Iar când vine vorba de forme, inimioarele sunt cele mai prețioase. Așa, e mereu mai bine să ai două în loc de una. Acum am nevoie de rășină epoxidică. Nu-i bai, o să adaug și sclipici. Și câteva mărgeluțe superbe. Cât de adorabil arată! Superb! Și e unicat, ca mine! Wow! O sirenă adevărată?
Nu-mi vine să cred! Bună! A, bună! A, vino mai aproape! Eu? Dar am coadă, vezi? A, corect! Vezi ăsta? Încearcă să-l prinzi, bine? Wow! E pur și simplu divin! Mersi! Cu plăcere! E uimitor! Ah! Ochii mei! Hmm? Unde a dispărut? Ce s-a întâmplat? E în apă? Hei, peștișorule! Nu! Claire? Hmm? Ah, tu erai! Ce mult mă bucur! Și aici merg la școală! Ah, salutare! Ok, stați la rând! O, Doamne! Îmi dai un autograf? Te rog! Wow! Hei, aici sunt, mă vezi? Stați! Nu mai pot să gândesc! Opriți-vă! Dați-vă la o parte! Stai, am o idee! Fiți atenți! Vezi acest model printat? Folosește sârmă flexibilă ca să imiți forma! Așa! Arată super! După ce ai făcut două, adaugă ce culori dorești în două pahare cu rășină epoxidică! Super! Folosește un băț pentru a umple forma! Așa! Apoi, pune culoarea perlată aici! Întinde-o bine! Apoi desenează un cerc, așa! Seamănă un pic cu un soare! Adorabil! Iar pe partea asta desenează o mică semilună! Un lac de unghii va proteja desenul! Perfect! S-au uscat! Uite cum arată! Scuzați-mă, pardon! Mersi! Cu plăcere! Wow! Ce drăguț e! Știu! Îmi place foarte mult! Hei, se potrivesc! Hei, hei! Nu-mi bruscați cea mai bună prietenă! Hei, ne completăm reciproc! Ești inul yang-ului meu! Ura! Abia aștept! Încă puțin! Suntem libere! Stai puțin! Da? Am gustări! Poftim! Mulțumesc! Merg perfect cu un pic de divertisment! Hei! Uite ce anunț! Wow! Cumpără-l acum! Pica, pica! Bun! La atac! E bună, nu-i așa? O, da! E delicioasă! Mi-aș dori să am mâini mai mari! Ce bună e! Ai și lingură, să știi! Lingură? Ce jenant! Acum ia niște înghețată! Serios? Și cum o bag în gură? Ce complicat e! Aproape am reușit! E distractiv, oarecum! Foarte frumos! Ce-i ăla? E un breloc cu Pokémon? Wow! Super! Vreau să profit de ofertă! Da? E super drăguț, nu-i așa? Cumpără-ți acum un breloc! Sună acum! Sau dă-ne un mesaj! N-am așa mulți bani! Da, nici eu! Stai! Am o idee! Am nevoie doar de lingura asta! Vezi bucățile astea de lut? Amestecă-le pe toate! Acum, pune-l deasupra unei linguri! Folosește altă lingură pentru a-l aplatiza! Perfect! Acum urmează partea distractivă! Mulți clipici! Razele ultraviolete îl usucă! Gata! Apoi, dă-l jos de pe lingură! Ce drăguț e! Wow! Acum am propriul meu breloc! Prinde-l de rucsacul meu, te rog! Aha! Poftim! Și n-a costat absolut nimic! Știu! Uite ce bine arată! Ești cea mai bună prietenă sirenă din toate timpurile! S-a topit! E supă de înghețată! Ultima tăietură și brățara mea e gata! E drăguță! A venit Jennifer! Bună, Luna! Bună! Stai!
Ți-ai făcut piercinguri? Super tare, nu-i așa? Voiam ceva diferit. Vreau și eu să fiu diferită. Am putea fi prietenele cu piercinguri. Ce idee bună! Haide să mergem! Bună, mă mai ții minte? Am adus o altă victimă, client adică. Teia, serios? Presupun că putem să o facem să arate șmecher. Vino aici! O să-ți placă la nebunie! Se pare că o să fac asta. Deci, mă gândeam la niște piercinguri aici. Super! S-o facem! Nu prea ești vorbăreață. O să te doară. Ăla-i acul? Unul dintre ele. Nu te mișca. Am zis, nu te mișca. A fost atât de jenant. Acul era imens. Dar chiar voiam un piercing. Nu prea mai avem ce să facem acum. Sau poate că avem. Cred că mi-a venit o idee. Avem nevoie de niște lipici pentru gene false. Și de mărgelele astea. S-o facem. O să pun niște lipici pe mărgică. Apoi o să presez pe pielea ta. Acum hai să facem un piercing în nas. Wow, arată grozav. Ce bine era dacă îmi venea ideea asta. Asta e ultima. Wow, mersi mult. Și-a fost fără pic de durere. Arăți grozav. Prietenele cu piercinguri, mama o să fie furioasă. Piu, ce treabă dificilă! Nu pot să cred! Ce descoperire uimitoare! Ușurel! Este un exemplu perfect de ceramică romană! O să fiu faimos! Trebuie să o pun într-un loc sigur! Ah, raftul ăsta e perfect! E atât de frumoasă! E timpul să fac curat! E praf peste tot! Ha? Ce caută cana asta aici? E atât de veche și murdară! Dar știu cum să rezolv treaba asta. Așează cana invers. Ia o bucată de folie de aluminiu și fă o minge din ea. Pune un strop de lipici pe mingea din folie de aluminiu. Apoi lipește-o pe fundul cănii. Mai prinde încă alte 3 mingi. Modelează mai multă folie de aluminiu așa și lipește obiectul pe zona laterală a cănii. Apoi lipește o fâșie lungă de folie pe cealaltă parte. Acum acoperă folia de aluminiu cu lipici colorat. Vezi să nu ratezi nicio zonă? Acoperă și cana cu lipici. Începe cu buza cănii și lasă lipiciul să se scurgă. După ce s-a întărit lipiciul, o să obții ceva care arată așa. Nu uita să faci o față veselă! Acum arată mult mai bine! Hei, mi-ai văzut artefactul? Era o cană mică, părea foarte veche. Oh, am rezolvat problema aia, vezi? Glumești! Munca mea de o viață! Distrusă! Nu-ți place? Zana mi-a luat toată tema. Poftim? E încă în pat? Dar uite cât e ceasul! E 7:30! A dormit prea mult! Tina? Tina, scumpă, trebuie să te trezești! O să întârzi! Încă 5 minute. Bun, așa deci. Tina, dă-te jos din pat. Wow, mama știe să cânte rock. Of, de ce e atât de multă gălăgie? Ha? Cine e acolo? Bună dimineața, scumpo, e timpul să te trezești. Poftim? De ce? De ce? Scumpo, uită-te la ceas. E 7:30. Orarul e foarte clar. Trebuie să te trezești la 7. Ah, da, orarul și școala și alte chestii. Exact, toate chestiile alea. Acum haide, trebuie să te îmbraci. Ah, mamă, termină! Pot să mă îmbrac singură? Nu sunt bebeluș. Ah, ce frumoasă ești, ca o mică prințesă. Îmi plac hainele astea. Mersi, mamă. Vai, părul ăla! Trebuie să facem ceva în legătură cu el chiar acum. Nu te mișca? Nu! Mamă, pleacă de aici cu perile alea rele și fioroase. Îmi rănesc capul. Trebuie să facem ceva cu părul tău. Stai puțin, poate chiar pot să fac ceva ca să-ți îmblânzesc părul. Mi-a venit o idee. Mama se întoarce imediat. Ok, am formele astea pentru agrafe. E timpul să adaug niște bombonele. O să le umplu cu bombonelele și acum cu rășina. O să folosesc rășina epoxidică transparentă ca să se vadă bine culorile bombonelelor. Vreau să mă asigur că toate bomboanele sunt acoperite complet și că formele sunt umplute până sus cu rășină. Așa, sunt gata. Trebuie să pun clapele și să le las să se întărească. Pot fi scoase din forme. Au ieșit atât de drăguți. Scumpo, uite ce poți să-ți pui în păr. Agrafe cu bomboane. Sunt făcute din bombonelele mele? Wow, le ador! Sigur că da. Ține-le tu în timp ce speriezi părul ca să ți le pot prinde. Acum hai să folosim o agrafă. Una pe partea asta și apoi alta și pe partea cealaltă. Ura! A
bomboane păr! Ce cool! Mersi, mamă! Normal! Și ești atât de frumușică! Oh, nu! Trebuie să te duc la școală! Haide, grăbește-te! E adorabil! Nu-mi vine să cred că au trecut deja 2 săptămâni! Ne-am distrat de minune! M-am emoționat! Ah, bună, David! Am nevoie de ceva de băut! E atât de cald afară! Am ceva pentru tine! Ce-i ăsta? Un cadou aniversar? Voiam să fac ceva special! Wow, mersi! Ține ăsta puțin! Ok, nu e ceva scump, dar sper să-ți placă! E super! Mereu mi-am dorit așa ceva! Acum e rândul tău, nu? Hm? Poftim? Rândul meu să ce? Ți-am dat un cadou, deci... Corect! Nu știam că ne facem cadouri! Nu i-am luat nimic lui Betty! Evident că ți-am luat și eu ceva, închide ochii! Îmi plac mult surprizele! Ce mă fac? Știu! Ai nevoie rapid de un cadou? Te ajutăm noi! Adună mai multe inele de la dozele de suc! Acoperă cu vopsea roz 3 dintre inele! E posibil să faci puțină mizerie! Acoperă cu vopsea verde celelalte inele. Acoperă-le complet cu vopsea. Nu lăsa niciun loc descoperit. Apoi așteaptă să se usuce. Întoarce-le pe partea cealaltă și vopsește-le și aici. Aliniază inelele pe verticală și prinde-le între ele cu cerculețe de metal. Adaugă niște tortițe de cercei și ai obținut niște bijuterii unicat. Ok, acum poți deschide ochii. Sunt pentru mine? Sper să-ți placă. Ți se potrivesc. Oh, îi ador! Mulțumesc! Phew! Iată-mi puțin doza aia! Asta e cumva... Wow, ce coincidență! Ești așa drăguț! Fugi! Ne-a udat ploaia! Cred că s-a oprit! Ce bine! Da, a plouat rău de tot! Oh, nu! Tabla mea de șah e complet distrusă! Nu înțeleg cum s-a putut întâmpla așa ceva! Știi ce? Stai aici! Mă întorc imediat! La naiba! Așa, sunt aproape gata. Trebuie doar să izolez zona. Mănuși, sunt gata. Să trecem la treabă. Mi-am ales matrițele și acum o să adaug niște sclipici în amestecul ăsta. Ok, acum o să încep să-l torn în matrițe. Nu prea mult. Acum trebuie să mai prepar o nuanță. Cred că una mai roșiatică. Și, evident, o să mai adaug și sclipici. Ok, bun, acum o să torn amestecul în a doua matriță. Perfect, acum trebuie doar să le las la întărit. Și cred că sunt gata. Da, se scot ușor, arată super. Acum trebuie să fac mai multe. Începe să arate a tablă de șah. Acum am nevoie de rășină transparentă. Pare a avea consistența potrivită. O să-l torn în matriță. O să umplu tot pătratul ăsta mare care conține pătrățelele făcute deja. Și trebuie să am suficient de multă rășină. Ok, am umplut toate colțurile, pe excepția ăstuia. Da, e gata! Wow, ce bine arată! Hei, nu mai fi trist! Ți-am făcut o tablă de șah nouă! Tu ai făcut-o pentru mine? Wow, e foarte tare! Hei, vrei să jucăm? Ok, colanții ăștia sunt perfecți. Cred că lucrul meu de sirenă e aproape gata. Uf, părul meu nu merge totuși. Trebuie să rezolv problema asta. Stai, ce naiba? Ce s-a întâmplat cu pieptenul meu? Așa e, am venit acasă de la un stagiu de sirene. Mi-am scos coada, ceea ce a fost o mare ușurare. Picioarele mele erau libere, dar coada era cam puturoasă. Așa că am decis să o spăl. Chiar și cozile sirenelor trebuie să fie spălate din când în când. Și dacă tot eram acolo, am băgat și alte haine la spălat, cum ar fi blugii mei roz, blugii mei care aveau pieptenul în buzunar. Și apoi am pornit programul de spălat și am plecat, crezând că totul e ok. Oh, nu! Trebuie să pot face ceva totuși! Așa cred! Stai să încerc și o să văd! Mânerul are oarecum tot o formă de piepten, așa că o să presar niște foițe de aur pe el. Și acum o să torn niște rășină epoxidică. Merge grozav pe post de formă! Nu vreau să umplu toată chestia doar cu rășină transparentă, așa că ajunge. Acum o să pun și culoarea asta verzuie. Așa, cred că ajunge. Trebuie să se întărească acum. Ok, e gata. Sper că a mers. Wow, chiar a mers! Și uite ce drăguț a ieșit! Ok, să-l testăm și să vedem dacă o să-mi îmblânzească cosițele astea. Oh, chiar merge ca vechiul meu piepten! Ok, acum ăsta e clar pieptenul meu preferat!
Iată, uită, încă încerci să fii o sirenă mai bună ca mine? Sunt o sirenă mai bună ca tine, spune noul meu pieptăn de sirenă. Tu ai o furculiță stupidă, Merit pieptănul ăla mai mult decât tine! Așa, fugi! Și de-aia te iubesc, la-la-la! Durează o veșnicie, mi-e atât de foame! Putem să mâncăm? Normal! Ce sofisticat! Poftim! Cât de romantic! Cred că ai uitat ceva! Nu ne trebuie linguri! Ok! Delicios! Ce scârbos! Dar e simpatic! Nu mănânci? Nu, sunt ok! Dar am vrut să iasă perfect! Stai să caut ceva prin ghiostanul meu! Un ou? Cum a ajuns ăsta acolo? Și un creion 3D? Stai! Mi-a venit o idee! Ia un ou și folosește creionul 3D ca să desenezi pe el. Creează o spirală pe o parte a oului. Uite așa! Apoi începe să desenezi linii în interiorul spiralei. Umple spirala! După ce ai terminat, scoate plasticul de pe ou. Și prinde-i un mâner. Ai o lingură acum. Apoi folosește creionul 3D ca să adaugi niște detalii. O să desenăm o lăbuță. Mai adaugă câteva detalii pe lingură. La final desenează o față în interiorul lingurii. Hei, Essie, ți-am făcut chestia asta! E pentru mine? O ador! Delicios! Wow, încearcă să-ți mesteci mâncarea! E cea mai tare zi! Nu o să mergem niciodată la un restaurant! Dar ești minunată! Trebuie să mă grăbesc! Ok? Nu mă băga în seamă! Ce faci? Nu am timp să stau de vorbă! Hei, ia-o mai ușor! Ce e? De ce te grăbești? Am o întâlnire cu Chris! Uită-te la el! E atât de drăguț! Dacă zici tu, trebuia să mă aștept! Trebuie să mă pregătesc! Vreau să arăt bine! Vreau să fie o întâlnire perfectă! Relaxează-te, o să fie bine! Ok, cred că sunt gata! Am nevoie de un colier! Ăla e drăguț! Mereu stă bine cu el! Nu pot să-l pun! Nu merge! Luna, poți să mă ajuți? Ok, dă-mi-l! Poftim! Nu! Nu! Colierul meu! E un dezastru! Ce mă fac acum? Îmi pare rău! Poate merge să rezolv problema? Trebuie să pot face ceva! Știu! Am nevoie de creionul ăsta 3D! Pot să-l folosesc ca să desenez pe bustul ăsta! O să fac niște bucle mici cu creionul! O să continui pe tot gâtul! Acum o să mai fac asta încă o dată creând mai multe bucle! Așa! Cred că e gata! E un colier choker! Jennifer, ia uite ce am! Ce e? Tu l-ai făcut? E pentru tine! Wow, mersi! Îl ador! Îmi stă grozav! Trebuie să pleci! Distracție plăcută! Am nevoie de multe mărgele pentru creația asta și știu că o să-ți placă! Acum îmi trebuie pistolul de lipit! O să torn lipici peste mărgele! Am grijă să acoper toată forma. Nu vrea nimeni o inimă frântă. Și inelul ăsta e superb. Arată bine. Dar eu am un creion 3D. Vreau să fac conturul unei flori. Acum pot să o umplu. Încep cu petalele, dar las deocamdată centrul gol. Acum schimb culorile și folosesc galben pentru miezul florii. Presez ăsta pe floare și gata.
Wow! Mă simt fericită când privesc inelul! Toată lumea adoră florile! Căștile AirPods sunt un gadget cool, dar carcasa lor e cam banală. Dar cu un creion 3D putem să o facem mult mai distractivă. Începe să creezi linii verticale pe carcasă. Fă de jur împrejurul carcasei niște linii cât mai apropiate. Amintește-ți să eviți butonul. Nu uita de fundul carcasei și evită și portul de încărcare. După ce ai făcut asta, schimbă culorile și desenează un cerc pe capac. Folosește creionul 3D ca să prinzi triunghiurile în partea de sus a carcasei. Apoi adaugă floricelele. La final desenează niște gene. O carcasă unicorn pentru căștile tale AirPods. Hei, ia uite! Ce drăguță e! Știu! Carcasa mea e atât de banală! Yay! La la la! Piu, ce treabă dificilă! Nu pot să cred! Ce descoperire uimitoare! Ușurel! Este un exemplu perfect de ceramică romană! O să fiu faimos! Trebuie să o pun într-un loc sigur! Ah, raftul ăsta e perfect! E atât de frumoasă! E timpul să fac curat! E praf peste tot! Ha? Ce caută cana asta aici? E atât de veche și murdară! Dar știu cum să rezolv treaba asta! Așează cana invers, ia o bucată de folie de aluminiu și fă o minge din ea. Pune un strop de lipici pe mingea din folie de aluminiu, apoi lipește-o pe fundul cănii. Mai prinde încă alte 3 mingi. Modelează mai multă folie de aluminiu așa și lipește obiectul pe zona laterală a cănii. Apoi lipește o fâșie lungă de folie pe cealaltă parte. Acum acoperă folia de aluminiu cu lipici colorat. Vezi să nu ratezi nicio zonă? Acoperă și cana cu lipici. Începe cu buza cănii și lasă lipiciul să se scurgă. După ce s-a întărit lipiciul, o să obții ceva care arată așa. Nu uita să faci o față veselă! Acum arată mult mai bine! Hei, mi-ai văzut artefactul? Era o cană mică, părea foarte veche. Oh, am rezolvat problema aia, vezi? Glumești! Munca mea de-o viață! Distrusă! Nu-ți place? Cea mai reușită creația mea! Bună! Îmi place cum ai aranjat locul ăsta. Am ceva special pentru tine. Un pix. Nu e un pix obișnuit? Of, am deja un pix cu laser. La naiba! Ok, ce zici de asta? Seamănă cu un ruj, dar privește! Impresionant, nu? Frate, mi-am luat așa ceva anul trecut. Ok, o clientă dificilă. Stai să mă gândesc. Știu! Putem să ne grăbim? Ăștia ți arată totul! Serios? Uită-te la ei! Nu pot să-i folosesc. Ce mă fac? Știu, îl am pe ăsta. Pune ochelarii rupți pe o suprafață plană. Folosește creionul 3D ca să creeze o punte între lentile. Continuă să aplici plastic de-a lungul ramelor ochelarilor. Apoi repetă figura pe deasupra ramei. După ce-ai terminat, prinde brațul și folosește creionul 3D pe el. Fă asta pe tot brațul. Nu o să-ți mai dai seama că au fost rupți. Ahem, i-am reparat. Sunt eleganți, nu-i așa? Stai să-i probez. Ei bine, ce zici? Pot să-i păstrezi. Dar... am înțeles. Husa asta de telefon arată decent. Dar știu cum o pot face să arate mai bine. Am nevoie de pistolul cu lipici fierbinte. O să fac o inimioară din lipici. Apoi o să o umplu. Nu vreau să se întărească lipiciul. O să presar sclipici peste lipici. Am făcut la fel cu sclipici de diferite culori pe întreaga husă. Îmi place la nebunie. E perfectă! Alo? Ce faci? Wow! Gabi? Ce husă tare! Hei, de unde ai cumpărat-o? E genială! Ha? De asta zici? A fost foarte ușor! Am folosit asta! Poftim? Serios? Wow, ce talentată ești! Îmi faci mie una! E dimineața deja? Ce bine am dormit! Trebuie să mă îmbrac! Trebuie să mă spăl bine pe dinți! Ce bune sunt cerealele! Cât e ceasul? Nu vreau să întârzi la școală! Trebuie să-mi fac rucsacul! Am nevoie de asta! Și de astea! Ce multe lucruri trebuie să iau cu mine! Nu vreau să uit nimic! Sper să-mi încapă toate! Clar trebuie să-mi iau și pistolul cu lipici fierbinte! Lipsește ceva! Te-am găsit! Poate ar trebui să mai iau niște jucării! Mă cam plictisesc la școală! Asta e interesant! Cred că am tot ce-mi trebuie! Nu? Cred că am luat totul cu mine!
Nu mai văd nimic altceva. Ok, cred că sunt gata. Pot pleca. Ce greu e! Hai odată! N-am timp de asta! Hai că poți! Fără milă! Nu! Rucsacul meu! Nu mi-aduc aminte să fi avut o gaură la fund. Fix asta îmi lipsea. Ce mă fac acum? Ah, hei, o cutie de carton. Ar putea fi utilă. Pot să-mi pun toate lucrurile în ea. E perfectă ca mărime. Mai am de adăugat doar câteva lucruri. N-am nevoie de rucsac. Ok, ia să mai încercăm o dată. Tot grea e. Nu se mișcă. Serios? Iar? De ce tot pățesc asta? Începe să devină enervant. Ce mă poate salva acum? Pistolul cu lipici fierbinte. E soluția salvatoare. Mai întâi o să trasez o linie subțire de lipici peste cutie. Nu mă grăbesc. Vreau să iasă dreaptă. Și vreau să fie continuă. O să mai fac niște pătrate pe partea asta. O să fac la fel pe toată suprafața cutiei. Ce relaxant e! Am acoperit cutia cu pătrate. Acum o să mai fac niște linii pe laterală. Vreau să se alinieze cu cele de pe capacul cutiei. O să le trasez cu răbdare. Acum o să fac două mânere și o să le lipesc de cadru. Acum trebuie doar să scot cutia. Și am o geantă nouă. Îmi încap perfect în ea toate lucrurile. Noroc cu pistolul cu lipici fierbinte. Crezi că poți să faci chestii interesante cu un creion obișnuit? Atunci probabil că n-ai folosit niciodată un creion 3D. Da, obiectul ăsta poate să facă niște chestii incredibile. Poți să creezi aproape orice. Ai nevoie doar de un strop de imaginație și de multă răbdare. Apoi totul devine super plăcut. Gata, lume! Mă arunc în apă! Perfect! Liam, gustare gata! Știu că portocalele sunt preferatele tale! Nu! Nu înainte să ne spălăm pe mâini! Știi regulile! Sunt curate, ok? Hei! Mâini, chiuvetă! Bine, e ridicol! Dar dacă vrea niște mâini curate, fie! Folosesc mult săpun, mamă! Vai! Chestia asta e alunecoasă! Hei! Nu pot să-l apuc cum trebuie! Nu! Las o baltă! Sunt curate, vezi? Mi-e atât de foame! Ah, stai aici! Trebuie să fac pipi! Aoleu! Oh, nu! Liam! Oh? Ce-am mai făcut acum? Aproape că am căzut în nas! Săpunul! Ce caută pe jos? Zici că i-au crescut picioare! Haide, stai acolo! Stai puțin! Cred că mi-a venit o idee! Un creion 3D te poate ajuta să-ți ții locului săpunul! Vezi liniile astea curbate? O să-ți țină săpunul pe loc! Faptul că le desenezi fix pe săpun îi dă acestui obiect forma perfectă! Dar n-am terminat încă! Folosește creionul ca să colorezi desenul ăsta! Am ales un unicorn! Folosește culori diferite ca să-l faci mai plin de viață! Efectiv, întinde gelul colorat prin mișcări de du-te vino! Și voilà! Un unicorn! Ia uite ce savonieră adorabilă! Pune-l acolo! Și stă perfect! Bravo! Sunt cu ochii pe tine! Ce somn adânc! Cel mai bun mod de a mă trezi e să ascult niște melodii mișto! Alo! Hei, ador cântecul ăsta! Îmi stârnește cheful de dans! M-am îmbrăcat! Woohoo! Sunt gata să-mi încep ziua! Așa se face! Pantofi, te rog! Oh, da! Nu mă deranjează mersul pe jos! Am mai mult timp să dansez! Ah, simt mirosul! Natura, prietene! Hei, e Liam! Ce-ai faci?
Ava, bună! Stai! Nu-l iam! Nu! De ce îmi face cu mâna? Liam, oprește-te! Banana! Chiar nu o vede, nu-i așa? Oh, nu! Auleu! E ok, nimic nu poate încetini mișcările astea. Dacă mă gândesc mai bine... Of! Hai, frate, căștile mele! Se pare că mi s-a dus bună dispoziție. Acum la ce o să mai ascult eu muzică? Chestiile astea au un bas groaznic în comparație cu astea. Sau pot să-mi fac eu niște super căști. Am nevoie doar de un creion 3D. Acum e timpul să umplu forma. Continui așa, liniuță cu liniuță. Apoi pun piesa asta deasupra. Folosesc creionul ca să le prind una de cealaltă. Și după ce s-a uscat, atașează toate părțile pe care le-ai făcut. Bagă chestia asta acolo. Ta-dam! Gata, sunt fixate bine. Liam, ești ok? Oh, da, ia uite, mi-am recapătat ritmul, vezi? Pe curând. Ce bine, am ajuns în ultima zi de dietă. Dispar de aici, Țelină. E timpul pentru ceva mai aromat. Ha, o să fie delicios. Ia să vedem. O să torn toate astea peste tăiței. Am nevoie de niște pepperoni. Ce bun e! Și de cremvurști. Acum tăiței, ce mult îmi place. Ce naiba face? Am nevoie de niște dovezi. O să fac o poză de aproape. Hei, oprește-te! Vai de mine, îmi pare foarte rău. Uite ce mi-ai făcut la telefon. Poftim, ia niște șervețele. Mă simt prost. Hei, stai puțin! Evident! Stilul 3D! Am o idee! Ok, am o husă de telefon simplă și stilul 3D. O să încep să desenez pe ea cu galben. O să fac linii ondulate peste tot. Nu trebuie să am prea multă grijă, trebuie doar să umplu tot spațiul. O să termin ultimul colț și gata! O să adaug niște detalii care o să o facă să arate mai bine. Vai de mine, ce drăguță e! Pare comestibilă! Voila! Ce crezi? Nu e drăguță? Pentru că ție ți-am făcut-o? Wow, mulțumesc! Ce mult îmi place! Hei, vrei niște tăiței? Nu știi ce pierzi? Ah, a sunat clopoțelul! Trebuie să plec! Oh, mi s-a prins fusta în ușa dulapului! Haide, n-am timp pentru asta! Am spus, haide! Oh, nu! Ah, da, cheia! Unde e? Evident, sigur e în geantă! Trebuie să fie pe aici, pe undeva! Ok, deja devine ridicol. Nu o găsesc. Stai, am o idee. Mă duc să o caut. Ia să vedem. O pungă de chipsuri. Cărți. Trebuie să mai înaintez. Uite-o, am găsit-o. Fiu, în sfârșit. Ce greu a fost. Așa, am deschis în sfârșit dulapul. Stai, cred că am o idee mai bună. O să-mi folosesc stiloul 3D și un desen cu inimioară. O să urmez conturul. Super, acum o să-l umplu. Asta e partea mea preferată la stilourile 3D. Îmi place mult să trasez liniile mai lungi. Vreau să arate bine, deci nu trebuie să am goluri. Ok, inimioara e gata. Acum o să-i adaug un inel de chei în vârf. O să-l prind bine cu stiloul 3D. Așa, brelocul e gata și poate fi folosit. Ce simpatic e! Și partea cea mai tare e că n-o să mai pierd cheia. Ce tare-i dansul ăsta! Sună cineva la ușă! Răspund eu! La naiba, intrasem în ritm! Uite, am primit un colet! Ce tare! E noua mea pereche de Crocs! Ce frumoși sunt! Îi ador! Wow, ce geloasă sunt! Ai mei sunt simpli și plictisitori!
Hei, dar sigur îi pot îmbunătăți! Am desenat o floricică simpatică și acum o să-mi folosesc stiloul 3D! Am făcut două petale, trec la următoarele, prefer un model orizontal și gata! Acum o să folosesc galben ca să umplu centrul! Oh, ce simpatic a ieșit! Acum o să fac o căpșună! Mai întâi o să-i fac conturul cu negru! Arată bine! Acum partea de sus cu verde! Și evident roșu pentru fructul în sine! O să fie adorabilă! Am terminat! Acum o să fac o stea! Nici măcar n-am nevoie de tipar de data asta! Pot desena conturul cu mâna liberă! O să strălucească frumos dacă folosesc galbenul ăsta! Așa! Acum să le lipesc de încălțări! Cred că o să pun steaua fix aici! Urmează celelalte! Da! Arată super! Ia să-i probez! Vai de mine, ce mult îmi plac! Kate, ce bine te-ai descurcat! Poftim! Ia și tu una! Oh, mersi! Vrei să mai vezi ceva interesant? Uite ce-am mai făcut! Le pui direct peste încălțări și o să arate complet diferit! Doar am trasat cu stiloul 3D conturul fiecărui papuc! Ce tare! Oh, ah, da! Am uitat de dans! Și ne putem arăta și noile încălțări! Aproape am terminat de spălat vasele! Fiu! Oh, nu! Încă o cană! Spală și pe asta, te rog! Ok, bine! Încă una! Nu înțeleg cum se poate murdări o cană atât de mult! Ce naiba? Mâna mea! Oh, nu! S-a spart? Wow! E întreagă! Nu! I s-a rupt toarta și e cana ei preferată! O să mă omoare! Stai! Poate o pot repara! N-am nevoie de lipici! O să-mi folosesc stiloul 3D! O să acopăr crăpătura! Are aceeași culoare, deci nu se prea vede! Și apoi o să continui de-a lungul mânerului! Pe margine! Nu e nevoie să pun foarte mult! Așa! Am terminat o parte, acum trec la cealaltă! O să fac același lucru și aici! Și partea asta e aproape gata! Așa! Și acum o să unesc partea de sus și cea de jos! Toarta e partea cea mai importantă a unei căni, deci trebuie să mă asigur că e lipită bine! Am terminat! Și toarta chiar e rezistentă! Ah, poftim niște suc! Văd că ai texturat toarta! S-a întâmplat ceva? Nu! Ce-i drept? Acum e mai ușor de ținut în mână! Mersi pentru suc! Fiu, ce mă bucur că a funcționat! Hai să facem agrafa asta de păr un pic mai interesantă! O să folosesc creionul ăsta 3D ca să creez o spirală pe agrafă. Apoi o să-i dau și înălțime. Arată grozav! Cred că ajunge! Acum o să-mi aprind în păr. Ce zici, Wendy? Îmi place la nebunie! Arată fabulos! Ești gata? Stai! Pot să-l apăs eu? Te rog! Te rog frumos! Haide! Ok, dă-i bătaie! O fac! Trebuia să se întâmple ceva acum? Da, ce ciudat! O să încerc chiar! Haide, măi! Poate-i stricat! Oare ar trebui să plecăm acasă? Oh, căști! Mersi! Ador melodia asta! Mergi, buton idiot! Inutil! Stai! De unde ai făcut rost de alea? Hei! Jasmine! Iuhu! Cât de nepoliticos! Poate asta o să meargă! Jasmine! La 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 la! Serios? Știu! Asta sigur o să meargă! O să fie zgomotoasă! Huh? Ce ciudat! Ce e în neregulă cu chestia asta? Vai! La 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 la! Ce s-a întâmplat? Nu mai folosesc niciodată chestia asta? Mi-a venit o altă idee! Da. Doar îi împrumut, sincer! Hei, am nevoie de ajutorul tău! Las-o baltă! Deci, stați să vedeți! Dăm banii! Sper să fie toți! Fără resentimente? Oh, da!
Woohoo! Jasmine, haide măi! Ce să fac? Știu! Ba-ba-ba-ba-ba-ba! Trebuia să mă fi gândit la asta mai devreme! O să încep prin a desena un cerc. Dar o să las o mică gaură în formă de cheie. Acum o să-l umplu. Trebuie să nu depășesc conturul. Aproape am terminat. Gata, cred că e ok. Acum trebuie să desenez niște linii verticale. Nu pot să las spații goale. Să știi că e chiar relaxant. Simt cum dispare orice urmă de stres. Ok, acum trec la partea următoare. O să desenez linii în forma asta. Se creează un cadru și trebuie să fac la fel și pe partea cealaltă. Apoi o să-l umplu. Pot să las chestia asta deoparte deocamdată. Trec la următorul pas. O să desenez multe linii una lângă alta. Vreau să creez o bandă lungă din plastic. Încă puțin. E perfectă! O să o îndoi cât e moale. Apoi o să atașez cercurile, căștile mele în cap în spațiile goale. Acum am propriile mele căști. Oh, ce melodie bună! Jasmine! Uite! Huh? Wow, ce cool sunt, Wendy! Știu, sunt exclusiviste! Hai să dansăm! Stai așa! Nu! Hai să ne luptăm cu degetele mari! Te avertizez, sunt expertă! Oh, ești pricepută! Ce situație tensionată! Renunță! Wendy, nu-i atentă? Ai trișat! Wow! Ia uite! Ce se întâmplă? Unde suntem? Care-i faza? Nu te uita la mine! Iu, e atât de cald! Știu, stai așa! Ce e ăla? E un scorpion? Ugh, scârbos! Jasmine? Ce faci? Unde-a dispărut? Sunt atât de confuză! Te simți bine? Vreau apa! Mă rog! E atât de cald! Poate merge să-mi colectez transpirația? Serios? Ei, e tot apă! Unde sunt manierele? Crezi și tu? Mersi! Mi-e atât de sete! Ce-i aia? Ce ciudat! Nu vezi așa ceva la ordinea zilei? Credeam că se întâmplă doar în filme! Wow! E mult mai bine! Ia uite ce pepene suculent! E fix ce-mi trebuie! Miroase atât de bine! Oh, serios? Ce dezamăgitor! Poate asta o să te ajute! Ce ne facem? Stai! Am o idee! O să încep prin a desena o lună. Apoi o să umplu cu linii verticale. O să las spații între linii. Acum o să adaug o culoare deschisă sub formă de lună. O să o iau în jos. Ok, ajunge! Hai să punem niște roșu acum. O să urmez același model. Dar o să-l fac mai îngust când o iau în jos. O să semene cu o felie de pepene roșu. Vezi? Acum fac și niște detalii. Asta e partea simplă. O să fac niște buline negre. Fac asta pe toată zona roșie. Ok, trebuie să dau o gaură în vârful triunghiului. O să fac mai multe felii de pepene și o să le pun una peste cealaltă. Apoi o să bag o bucată mică de plastic prin găuri și o să o leg. O să obțin un evantai. E perfect pentru căldura asta. Wow, o să ne răcorească! Ah, simte briza asta rece! Vai! Jasmine! Ah! Ah, îmi pare atât de rău! Ha, te-am păcălit! Am găsit chestia asta după o stâncă! De ce mi-ai face asta? Nu-i amuzant! Măcar am un evantai! Super! Îmi place mult să fac baloane! Poftim? Nu! S-a rupt! Nu funcționează! Vreau să fac baloane drăguțe! Zânul la datorie! Nu pot face baloane! Am înțeles! Da, e nasol! Trebuie să rezolv cumva problema asta!
Lasă bagheta magică, am un stilou 3D, care e mult mai eficient. Ok, am șablonul aici și o să-mi folosesc stiloul 3D. O să încep cu nuanța asta verde pentru a face mânerul baghetei. Așa, și acum o să folosesc galbenul pentru a face steluța. Următoarea culoare, roșu pentru cercuri. E din ce în ce mai ușor. Și gata! Bagheta asta magică poate fi folosită. Așa, poftim o baghetă nouă pentru făcut baloane de săpun. Oh, ce drăguță e! Și ce de baloane! Super, ce baloane drăguțe! Ok, atunci pot pleca, cred. Pa, pa! Bun, sunteți pregătiți să vă căsătoriți? Abia aștept! Și eu! Bun! Vă rog să vă luați de mâini! Da, fix așa, foarte frumos! Oh, dar unde sunt inelele? Corect, inelul! Sigur e pe aici, pe undeva, printr-un buzunar. E fix în buzunarul ăsta. Abia aștept să-l văd, Alex. A, cutiuța e goală, din păcate. A? Inelul, unde e? Nu ai adus inelul cu tine la nuntă? Credeam că mă iubești. Da, te iubesc, doar că știu exact unde e. Mă duc să-l aduc. Vai de mine, ce coșmar! Ce s-a întâmplat cu inelul? Trebuie să găsesc rapid o alternativă. Ah, nu e deloc ce trebuie. Nu! Poate am ceva prin buzunare. Hei, pistolul cu lipici fierbinte. E perfect. Ok, am o bază pentru inel, dar are nevoie de o piatră prețioasă. O să mă ajute lipiciul fierbinte. O să-i adaug un strop de silicon auriu în vârf. Apoi am nevoie de niște sclipici. Sclipiciul ăsta e perfect. Mopul e culoarea ei preferată. Așa mai vii de acasă. Ce frumos strălucește. Bun, treci în cutiuță. Trebuie să mă întorc la propria nuntă. Ce mult mă bucur că am avut cu mine pistolul cu lipici fierbinte. Era să o pățesc. M-am întors, m-am întors la nuntă. Am ajuns. Aici sunt. Ok, uite inelul. Fix cum ți-am promis. Nikki, vrei să fii soția mea? Da, evident că vreau. Vai de mine, e mov, culoarea mea preferată. Ce mult îmi plac nunțile. Și ce inel frumos. Ah, Mickey, ce mă bucur că-ți place inelul! Mickey, acum avem nevoie de verigheta lui Alex! Verigheta? Verigheta lui Alex? Corect! Sigur o am pe aici pe undeva! Chiar suntem suflete pereche! Da! Vin imediat! A plecat! Sigur o să dureze puțin! Vrei să jucăm piatră, hârtie, farfecă? Așa, ia să vedem! Ah, fraierule! Nu mă poți ataca așa simplu! Ce ciudat e tati, mereu țipă la propriul computer. Da, fix așa, mori! Aș ura de ceva. Au, asta cum o fi? Hai odată, învinge-l! Ce altceva aș putea roade? A, urechea lui Kitty! Aproape l-am învins pe tipul ăsta. Nu trebuie să mă opresc. Ce altceva? Au, propria mână. Au! Da, ia de aici, am câștigat. Acum o să te învăț minte definitiv. Exact, e timpul să-mi pun ochelarii VR. Știi ce mai am? O cască uriașă. O să rod. Vai de mine. Ia uite, fix acolo. Căștile adevărate ale lui tati. Pariez că sunt perfecte pentru Ross. Ce bine arată. O să le iau încetişor. Pac. Hihi, am luat căștile și sunt o pereche adevărată. Nu ca cea uriașă de jucărie. Yuhuu, am câștigat runda asta. Sunt cel mai tare. Stai, unde-mi sunt căștile? Credeam că le-am lăsat aici. Stai puțin. Mickey! Oh nu, m-a prins! Trebuie să le rod mai repede. Mickey, ce ți-am spus eu legat de căștile mele? Dă-le încoace, imediat. Vorbesc serios. Nu-mi vine să cred că încă roade diverse obiecte. Ăsta e cumva un dinte? Oh nu, tati, ce ai pățit? Ah, căștile, le-am prins. Tati? Ce amuzant ești. Hei, dintele meu, am nevoie de el. Gata, mi-am băgat dintele la locul lui. Cutiuța asta de căști e prea tare pentru a putea fi roasă. Trebuie să o înfrumusețesc cu stiloul meu 3D. Îmi place nuanța asta de verde, o să o folosesc pentru a acoperi albul. Super, am eliminat gaura lăsată de dinte. Trebuie să continui, am nevoie de și mai mult verde. Oh, parcă ar fi un monstru verde. Stai, știu, o să mai pun niște culori. Fix așa, super, ce bine arată. Sunt super drăguți, mă pricep de minune la asta. Ăsta e preferatul meu. Ce drăguț e. Tati, tati, uite ce am făcut. Trezește-te și uită-te. Nu, Mickey, scumpa mea. Tati încearcă să doarmă.
Ce e asta? Vezi, uite ce am făcut folosind cutiuța căștilor. Oh, wow, arată super. Și uite, poartă aceeași culoare ca și mine. Ne potrivim. E cel mai reușit, wow. Și are și căștile înăuntru. Vai, Mickey, mulțumesc foarte mult. O să-l pun la locul lui. Acum mă poate păzi în timp ce mă joc. Ce zici? Da, o să te ajute să câștigi. Clar, să trecem la treabă. Mori! Și eu mai am doi monștri și mă pot juca cu ei. Eu sunt roșu și eu sunt galben. Ia să vedem. Mickey, vino la catedră. Așa, vino aici, te rog. Mai repede. Acum vreau să citești ce scrie aici pe tablă. Dar nu scrie nimic acolo pe tablă. E un spațiu gol. Ah, la naiba, a căzut. O să-l iau de jos și o să-l prind pe tablă cu un magnet. Ah, iar a căzut. Ce magnet idiot. Nu mai contează, trebuie să dați un test. Ești gata pentru un test, Mickey? Un test? Corect, păi să vedeți. Stați puțin, știu ce pot face. Am hârtia asta pentru brioșe. O să iau acest magnet și o să-l pun pe fundul hârtiei fix așa. Apoi o să umplu toată hârtia cu lipici fierbinte. Oh, ia uite, parcă ar fi caramel. Dar clar nu e comestibil. Gata, am adăugat lipici până sus. Acum o să adaug niște bombonele colorate și drăguțe. Voilà, lipiciul s-a întărit și proiectul e gata. Mă scuzați, domnule profesor, v-am făcut ceva. Ah, Mickey, știi regulile? Uitați! Nu ai voie cu mâncare la ora mea? Știu, dar fiți atent, astea nu sunt comestibile. Stați să vă arăt. Voilà, vedeți, sunt magneți de fapt. Ah, înțeleg, ce drăguț. Bravo, Mickey, sunt impresionat. Și e timpul să-ți spun ce notă ai luat la test. Cred că oricine face magneți atât de interesanți merită notă maximă. Bravo! Poți să te duci la loc, te rog. Ia să mă uit mai bine la magnetul ăsta. Poate dacă iau doar o guriță. Glumesc! Ce? Le-am lăsat acasă? Astea sunt așa de demodate. Dar sunt mai bune decât nimic. Wow! Ai șefuit un muzeu sau ce? S-a zis cu astea. Creionul meu special! Câteva jeturi și voi avea o nouă pereche de căști. Vezi? Așa mai merge! Muzica asta chiar sună grozav! E doar un alt truc cu creionul. Unghiile astea sunt pilite! Roșu sună bine! Oricum, cui trebuie un salon? Oh, mie se pare! Așa de neîndemânatică! Frate, uja asta nu se ia! Șterge-te! Tot acolo? E timpul să scot artileria grea! Așa mai merge! Oh, n-are niciun rost! Oare mai poate fi salvată? Poate că trebuie să devin creativă! Să fiu iscusită! Îmi voi face propria husă cu acest creion de lipit util! Seamănă deja cu o husă! Să nu uităm de margini! Poți folosi ce culoare vrei! Asta se asortează cu ținuta mea! Ce mai faci, dragă? Sunt pe cale să câștig! Oh, e timpul pentru o mică pauză! Holbatul la ecrane mă adoarme! Oh, da! Interesant! Oh, ce-a fost aia? N-a fost pisica, nu? Ochelarii lui Madison! O să mă omoare! Eu și fundul meu mare! Dacă mă gândesc mai bine, creionul ăsta ar trebui să repare chestii. Mai întâi, conturează lentilele așa, apoi pune și pe margini, continuă până când înconjori toată zona. Pare ceva cunoscut? Acum mai trebuie doar să le conectezi. Și acum părțile pentru urechi. Și ești gata! Eu zic că arată genial! Ușurel, ușurel! A fost cât pe ce! Sunt fix pe mărimea ta!
Am dormit cu ochelarii pe nas? Oh, Doamne! Ha, ce ciudat! Hiu, mi-a ieșit! Wow! Ia uite ce de chestii superbe! Fluturașul ăsta e clar genul meu! Dar de ce să mă opresc aici? Adică, pentru ce sunt degetele, nu? Arăți grozav! Dar cum rămâne cu mine? L-am făcut singură pe micuțul ăsta? Nea! Ăsta e mai impunător! Poate că prea mult! Oare asta merge? Of! De ce am mai încercat? Stai puțin! Știu! Desigur! Vezi inimioara asta? Conturează cu creionul tău de lipit! Eu aleg roșu! Acum colorează! Urmează coroana! Potrivită pentru o regină, cred! Vai, cât de adorabilă e floarea asta! Poți folosi culori diferite dacă vrei! Să umplem petalele alea! Perfecțiune! Te întreb ce e asta? E partea care se pune pe degetul tău! Acum, mai ții minte inimioara făcută? Pune o picătură de lipici aici și lipește inelul peste! Uită-te la tine! Creezi bijuterii! Ce adorabil! Îți vine să crezi? 4 inele realizate manual, frate! Ha? De unde le-a luat pe alea? Doamne! Sunt unicate, nu? Pot să-l provez pe ăsta? Îl ador! Surorile inelelor! Am un marker și un stilou 3D. O să încep prin a încercui capacul. Ok, perfect! Acum pot scoate căpăcelul ăsta și o să-i desenez un cozoroc și o să umplu spațiul astfel creat, înainte și înapoi, înainte și înapoi. Gata! Am terminat cu asta. Acum o să adaug în laterale două elemente făcute deja. O să le lipesc pe laterale și acum am nevoie de niște galben. O să desenez o literă cu cerneala asta 3 de galbenă și o să-mi pun șapca miniaturală fix pe cap. Acum sunt gata! Fiți gata! Atenție! Au! Ce naiba? Hei! Ce faci acolo? Oh, vai de mine! L-am lovit! Mai bine pun șapca asta pe capul unei rățuște. Da, ea e de vină. N-am prea avut cliente azi. Aș dori un tuns și un coafat. Oh, da, vă ajut cu mare plăcere. Vă rog, luați un loc aici. Mulțumesc. Cum e vremea afară? Tot cald e? Ok, cum vă pot ajuta? Tai-mi doar vârfurile. Elimină vârfurile despicate și dai puțin volum. Sigur, sigur, mă ocup imediat. Dar mai întâi o să reglez scaunul. Încă puțin și încă puțin. Puțin cel mai mult. Gata, să trecem la treabă. Ce păr frumos aveți. Se vede că aveți grijă de el. Am găsit câteva fire încălcite. Ce se întâmplă? De ce te-ai oprit? Nu-i bai, nu e nicio problemă, am situația sub control. Oh, vai de mine, mi s-a rupt pieptenele în două. De ce ai făcut fața asta? Nu-i nimic, sunt puțin balonat. Ce mă fac? Era pieptenele meu cel mai bun. Stai, bineînțeles, stiloul meu 3D. O să-mi rezolve imediat problema. Am scos la imprimantă poza unui pieptene. Acum trebuie doar să-i trasez conturul. O să umplu conturul cu cerneala mea 3D preferată. Cea roz. Ok, arată bine până acum. Așa, am făcut partea din fața pieptenului. Acum o să trec la mâner. O să folosesc nuanța asta deschisă de verde. Ce culoare frumoasă, nu folosesc prea des. Și dacă tot fac un pieptene nou, de ce să nu-l fac mai drăguț decât cel vechi? După ce termin cu partea asta, o să adaug și niște flori. Ok, sunt aproape gata. Și voilà, un pieptene nou. A adormit. Trebuie să mă grăbesc puțin să-i termin de pieptănat părul. Scuze, cred că am ațipit puțin. Ok, cred că o să trec de nivelul ăsta. Așa, ultima rundă înainte de comoară. Hai că pot. Ce faci acolo? Ce entuziasmat e. Mai am puțin și cuceresc pivnița. Mă lași pe mine să joc? Nu, acum mă joc eu. Te rog. Am spus nu, acum mă joc eu. Te rog, te rog, te rog. Am spus nu. Bine, am înțeles.
Nu trebuie să fie așa răutăcios. Ah, și mi s-a golit cicana, super. Hei, sunt cu ochii pe tine, să nu te atingi de jocul meu. Sunt cu ochii pe tine, să nu te atingi de jocul meu. Ce morocănos e. Bun, a plecat, asta e șansa mea. Nu trebuia să plece așa. Se crede tare priceput la jocul ăsta? Lasă că-l învăț eu în minte. Da, mă pricep de minune la asta. Nici nu se compară cu mine. Ia de aici și de aici. Ce zici de mișcarea asta? Oh, oh nu! I-am dărâmat cana. Oh, a căzut. Oh, nu, s-a spart. Ce mă fac? O să-și dea seama că i-am jucat jocul. Stai puțin. Știu. În regulă, cana, hai cu mine. O să-mi folosesc stiloul 3D ca să rezolv această problemă. O să conturez zona spartă de la marginea cănii. Ok, ok, pare că merge. Trebuie să continui. Acum o să unesc cele două părți și o să umplu zona cu roșu, ca și cum aș scoate o cuață sau aș atașa un petic. O să fie nevoie să trasez multe linii, dar nu trebuie să arate perfect în etapa asta. E mai important să trasez baza. Ok, e aproape gata și perfect! Cred că am reparat-o! Am făcut tot posibilul! Ah, oh nu! Se întoarce! Trebuie să dispar de la birou! Repede, înapoi pe fotoliu! Am reușit! Te porți ciudat! Sunt în continuare cu ochii pe tine! E ceva în neregulă aici? Simt că lipsește ceva! Cred că mi se pare! Așa, o să-mi umplu cana la loc! Trebuie să rămân hidratat ca să trec de nivelul ăsta! Ah, ce bun e! Oare o să observe? Stai! Ce n-ai bani pe cana? La 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 la. Se pare că nu e ea de vină. Nu mai contează, ia să-mi continui jocul. Mulțumesc că ai dat cu aspiratorul, domnule Broccoli. Poftim? Ah, visam ceva. Oare cât e ceasul? Ia să-mi verific telefonul. Ah, telefonul meu! Nu! Ah, ce tare s-a lovit de podea. Nu, nu, s-a spart. Vai de mine, ce îngrozitor. Ah! Aveam un coșmar! Ah, ah, ce s-a întâmplat? Unde sunt? Ah, corect, telefonul meu! Hei, sunt aici jos! Am căzut! Ai uitat? Bună! Ah, un coșmar! Ah, vai de mine! Ah, ah, a fost încă un coșmar! Ah, stai puțin, telefonul meu! Telefonul e la locul lui, n-a căzut pe jos! Dar a intrat panica în mine! Trebuie să-l protejez de o asemenea soartă! Știu ce pot face! O să-mi folosesc stiloul 3D ca să găsesc o soluție! Îmi place movul ăsta, deci o să-l folosesc pentru a acoperi husa telefonului. O să fac o mișcare în zigzag, apoi o să trag o linie dreaptă până la capăt. Apoi o să repet mișcarea. Trebuie să umplu zona asta cu cerneală 3D. Ok, acum că partea superioară e gata, o să acopăr și lateralele. Vreau să mă asigur că partea asta e acoperită bine. Gata, am acoperit toată husa telefonului. Ah, l-am scăpat! Nu-i bai, nu m-am spart! Vai, ce îngrijorat eram! Dar noua husă și-a făcut treaba. Bun, mă pot culca la loc. Nu, asta nu. Nici asta nu e ce trebuie. Clar nu. E îngrozitoare. Nu am deloc ce purta. Ce dezastru. Ce se întâmplă aici? Uf, n-am cu ce să mă îmbrac. Serios? Uite ce de haine. Dar am întâlnire cu Jake. Cu Jake? Vai de mine, ce ne facem? Păi, poate pot purta tricoul ăsta, ce zici? Sau poate rochia asta roșie mai bine? Sau e prea mult? Nu sunt sigur că e cea mai bună alegere. Stai, cred că tocmai mi-a venit o idee genială. Am uitat că am topul ăsta drăguț. Ah, dar n-am bijuterii care să se potrivească bine cu ținuta asta. Stai, cred că știu ce putem face. Ha? Nu înțeleg. A, stai! Ce deștept ești, tati! Sigur o să găsesc ceva util pe aici! Nu! Nu am nimic! Mă las pe gubașă! O să am parte de o întâlnire de coșmar! Mai bine o anulez! Stai! Sigur putem face ceva în legătură cu asta! Nu pot ieși în oraș fără o pereche de cercei! Chiar nu pot! Nu sunt sigur ce pot să... Stai! Am perna asta de voiaj și un stilou 3D! Scumpa mea! Cred că am găsit soluția! Vai de mine! Cred că ai dreptate! Ok, am scos la imprimantă imaginea unei felii de pepene roșu. Acum o să încep să o conturez. O să folosesc cerneală 3D neagră și o să-i trasez conturul de jur împrejurul liniei exterioare. Acum o să trasez și liniile interioare. Ok, arată bine până acum. Dar n-am terminat încă, mai am multe de făcut. Acum o să încep să umplu felia de pepene cu cerneală 3D roșie. Să nu uit să trasez și marginea cu roșu.
Așa, până la capăt. Acum o să trec la coajă. Verdele ăsta e alegerea perfectă. Ce distractiv e! Ar trebui să fac asta mai des. Aici o să am nevoie de un verde mai închis. Apoi o să fac sâmburii de pepene cu negru. Câteva picături negre peste roșu. Da, o să mai fac unul aici, cred. Iuhu, am terminat! Ce bine arată! Îmi place foarte mult! O să mai fac unul la fel și apoi niște agățători de cercei. Ah, nu vine să cred ce bine au ieșit! Îmi plac la nebunie! Ia să-i probez! Arată bine, nu-i așa? Sunt drăguți? Mulțumesc mult, tati! Ideea ta a dat roade! Gata! Mă duc la întâlnirea cu Jake! Super! Distracție plăcută cu Jake! Ah, așa! Unde mi-e perna de voiaj? Uită! Perfect! Stai, ce-i asta? Oh, o poză! Ah, ia uite! Se distrează de minune! Ce drăguț! Și de-aia te iubesc, la la la. Durează o veșnicie, mi-e atât de foame. Ah, putem să mâncăm? Normal. Oh, ce sofisticat. Poftim. Cât de romantic. Cred că ai uitat ceva. Nu ne trebuie linguri. Ah, ok. Mmm, delicios. Ce scârbos, dar e simpatic. Nu mănânci? Nu, sunt ok. Dar am vrut să iasă perfect. Stai să caut ceva prin ghiozdanul meu. Un ou? Cum a ajuns ăsta acolo? Și un creion 3D? Stai, mi-a venit o idee. Ia un ou și folosește creionul 3D ca să desenezi pe el. Creează o spirală pe o parte a oului. Uite așa. Apoi începe să desenezi linii în interiorul spiralei. Umple spirala. După ce ai terminat, scoate plasticul de pe ou. Și prinde-i un mâner. Ai o lingură acum. Apoi folosește creionul 3D ca să adaugi niște detalii. O să desenăm o lăbuță. Mai adaugă câteva detalii pe lingură. La final desenează o față în interiorul lingurii. Hei, Essie! Ți-am făcut chestia asta! E pentru mine? O ador! Mmm, delicios! Wow! Încearcă să-ți mesteci mâncarea! E cea mai tare zi! Nu o să mergem niciodată la un restaurant! Dar ești minunată! E timpul pentru o gustare! Wow! Ia-i fata visurilor mele! Orice polițist iubește gogoșile! Trebuie să stau comod! Sunt în rai! Chiar arată bine! Ah, nu acum! De ce sună atât de tare? Alo? De-aș putea să o țin în brațe! Gogoșile mele! Nu mai pot să le mănânc acum! Aș vrea să pot face ceva! Hmm, gândește! Cum pot să o impresionez? Ah, cred că știu! Aha! Folosește creionul 3D ca să desenezi un cerc. Continuă în exterior ca să mărești cercul. Când cercul are dimensiunea potrivită, începe să folosești creionul 3D ca să-i dai înălțime. Desenează pe cerc formând straturi de plastic. Mergi până în mijloc. La final o să obții așa ceva. O mini gogoașă. Schimbă culorile și adaugă un pic de glazură. Ce muncă grea! Arată bine! Apoi adaugă niște bombonele și un lanț. Cadoul ideal! Wow! Sper să-i placă! Vin, iubirea mea! Hei! Psst! Ce vrei? Vino aici! Sper să nu fie o capcană! Am ceva pentru tine! Vai! E frumos! Îl ador! Ești atât de dulce! Da! Hei, tu! Hei! Scuze! Hei! Oh, nu! Ce mă fac? Știu! Pot să folosesc creionul ăsta 3D! O să fie simplu! O să desenez niște linii peste spațiul gol. O să fac o ramă simplă. Apoi o să vin dintr-o parte în alta, realizând o plasă. Așa o să devină mai solidă. Ok, acum o să o umplu. O să desenez niște linii apropiate. Gata, cred că merge.
Acum pot să folosesc toaleta. Oare ce face înăuntru? În sfârșit! Cred că sunt disperate. Bună! Bună, Brian! Eu am ceva pentru tine. Nu se poate! Pentru mine? Cum se deschide? Stai! Nu! Eroul meu! A fost cât pe ce! Ah, mi-a venit o idee! Ca să-ți protejezi iPhone-ul, ai nevoie doar de un pistol de lipit. Începe să aplici un strat de lipici pe marginea iPhone-ului. Ai grijă, evită camera! Lasă lipiciul să se scurgă pe marginea telefonului. Vrem ca telefonul să fie în siguranță. Apoi umple restul telefonului. Continuă să pui lipici ca să obții un strat gros. După ce ai acoperit telefonul, lasă lipiciul să se întărească. Îndepărtează lipiciul în exces și ai obținut o husă de telefon unică. Ce zici? Oh, e super! Mersi! Brian? Ups! Oh, bună, draga mea! Ești pregătită de dans? Hei! Oh, scuze! Oh. Ah, stai puțin! Nepotul meu are o chestie de asta! Ai nevoie doar de un pistol de lipit și niște culori vesele! Umple câte buline vrei! Perfect! Acum sunt gata! Eh, aproape! Vrei să-l probezi? Poftim! Oh, mi se potrivește perfect! Îl ador, mersi! Să mergem! Am căzut și nu ne mai putem ridica! E aproape gata? Da, am cam terminat! Grozav! Stai! Mama o să ia razna când o să vadă tatuajul ăsta? Alo, e cineva acasă? Ce? Scuze, mă panichez! Ok, inspira adânc! Mersi! Stai puțin! Cred că mi-a venit o idee! Ia un mulaj din cauciuc ca acesta și umple-l cu ursuleți gumați colorați! Eu aleg o grămadă de nuanțe diferite! Pune-i peste tot în această bandă! Apoi toarnă cu grijă rășina epoxidică peste ursuleți și umple forma până sus! E gata să fie purtată! Nu-i așa că e cea mai simpatică? Și mi-acoperă perfect tatuajul! Super! Îl acoperi? În fine! Betty, ai venit acasă! Bună, mamă! Oh? Un tatuaj? Oh, ăla e mic în comparație cu al meu, vezi? Wow, ești cea mai tare! Așa mama, așa fică! O rândă mititică de aplauze! Nu mă plictisesc niciodată de treaba asta! Uite ce de chestii! Cătușe? Aoleu! Ah! Oh, nu le vreau pe astea pe aici! Mă rog! Nu mi-amintesc să-i fi cumpărat pe ăștia! În cutie cu voi! Ojă? N-am nevoie de ea! Sunt destule în cutia asta! Gata! Ce-a murit aici? Ah, puiul ăsta de somn m-a revigorat! Mai multe chestii? Tare! Dar am nevoie de și mai multe! Ce e în șmecheria asta? Opa! Da, sigur! Ojă? Clar mi-ar fi de folos! E timpul pentru manicură! Dar nu genul ăla pe care îl știi tu! De data asta decorăm degetele! Vezi dunga aia de ojă? Lasă-o să se usuce și să se întărească! Și pune-o sub o lampă UV! N-ar trebui să dureze prea mult! Acum scoate-o și treci la partea distractivă! Decorarea! O astfel de pensulă mică merge cel mai bine! Nu-i așa că inimioara ei adorabilă? E posibil să dureze nițel, dar merită! Vezi? Acum ai un inel nou! Sau două! Respiră pe gură! Huh? Sunt fabuloase! Inelele alea sunt extrem de frumoase! Astea? Îți dau bani pe ele! Tu, prima? Tu? Ok, fie! Ura! Sunt bogată! Pot să le spăl! Poftim! Vreți și voi mai multe inele?
Da, de ziua mamei mele! Ar trebui să am ceva pe aici. Se pare că nu. Ar trebui să am niște bani pe aici. Bingo! E timpul pentru cumpărături. Îmi permit un telefon? O mașină nouă? Poate un trandafir? Mersi, te aștept și altă dată. Ai ceva la 10 lei? Tocmai am vândut ultimul buchet. Hai, frate! Ți-au rămas niște petale. De fapt, știu! Nu arunca petalele căzute. Dă petala cu un strat de lac transparent. Apoi bagă-o sub o lampă UV. Bun! Ideală pentru a-i prinde baza asta de cercel. Super, nu? Atât de drăguți! Mama! Oh, bună, Betty! Am ceva pentru tine, mamă! Ce drăguță ești! Sunt minunați! Și atât de originali! Mulțumesc! Te iubesc, scumpo! E timpul să schimbăm afacerea! Bijuterii proaspete, luați-le cât sunt calde! Asta-i seara cea mare! Vai! Sunt sub brațele mele? Ăsta ar trebui să-mi înlăture mirosul. Gata! Acum și o să vină! E timpul! Intră acolo, micuțule! Vine! Bună! Bună! Iubire, nu o să-ți vină să crezi ce zi am avut! Mănâncă niște desert! Ok, deci azi la muncă? Aha! Uh-oh! Nu l-am ghitit, nu-i așa? Ce e? N-ai văzut inelul? L-am pus în desertul tău! Nu e de bine! No! Lănțișorul tău! Poftim? Nimic! Stai așa! Vezi placa asta de îndreptat părul? Învelește-o în hârtie cerată și bagă niște mărgele în interior. Apasă! Wow, super! Acum dezlipește-o întreagă, apoi înfășoară-o pe o cariocă. S-a întărit, vezi? Betty? Ce e? Oh! Vrei să mă faci cel mai fericit bărbat din lume și să te căsătorești cu mine? Ce e? Bună! Un tip? Poftim! Să vedem ce pot să fac aici. Ok. Ce vezi? Cărțile! Super! E în regulă. Ok. Stai liniștită, globul de cristal spune tot. Arată-mi ce e dragostea, globule de cristal. Trebuia să se întâmple chestia aia? Ce chestie am văzut! Ar trebui să plec. Stai! Simt ceva. Da, aia e. Ia niște rășină epoxidică și pune în ea niște colorant alimentar roșu. Apoi amestecă-le bine. Frumos, nu? Apoi toarnă amestecul în ce formă vrei tu. Și după ce s-a întărit, scoate obiectul din formă. Dar n-am terminat încă. Lănțișorul e gata. Privește! Îl ador, e perfect! Mă place? Mulțumesc! Distracție plăcută! Pa, să mergem! O nouă zi la birou! Poftim, ia chestia asta! Stai! Sărută-mă! Tu ești adevărata mea iubire!